Salve, dudes! Astăzi vom vorbi despre cum să faci bani ușor. Asta este partea interesantă, că poți face ușor cu o cameră foto. Acum, poate nu faceți fotografie de obicei, sau poate faceți, sau poate nici măcar nu aveți o cameră, dar urmați să vă luați una și vreți să știți treaba asta. Ei bine, sunt mai multe domenii, evident, în fotografie, cum știe toată lumea, dar nu te bagi pe nunți prima dată, chiar dacă ele se plătesc binișor. Ele sunt, de fapt, cele mai dificile. Un domeniu care este cel mai ușor, din punctul meu de vedere, în fotografie, este domeniul imobiliarelor. În primul rând, ca să o scurtăm, ai nevoie de câteva cunoștințe, adică cum să faci poze la interioare, bineînțeles, sunt câteva unghiuri pe care trebuie să le știi și există YouTube pentru chestia asta, adică cu o zi de tutoriale pe YouTube, ești foarte, foarte educat de acolo. După care ai nevoie de un, ceea ce cred că se numește în România un PFA, mă gândesc, de o firmuliță de prestare servicii, pentru că companiile cărora le vei face fotografii la imobiliare vor vrea să justifice acele costuri, deci trebuie să dai chitanță. Sunt companii care acceptă și altfel, dar în general toate au pretenția să, bineînțeles, dai chitanță ca să justifice acolo. Bun, și după aia o să ai nevoie și de echipament, o cameră, o lentilă și un trepied. Astea trei sunt necesare. Și pentru că fac content în română, o să răspund acum cât de repede posibil la întrebarea cea mai populară, probabil, și pe care toată lumea o are în minte, și anume, cât se câștigă din asta? Depinde. Asta este răspunsul pe care toată lumea îl urăște, dar este realitatea. Adică contează foarte mult de tipul de imobiliar căruia îi faci fotografii. O garsonieră, de exemplu, se va plăti mai puțin decât se plătește o vilă cu piscină cu 8 camere. Depinde de dimensiunea imobiliarului. Depinde de asemenea dacă este de închiriat sau dacă este de vânzare. Sunt mulți parametri de ăștia care depinde, pe care îi înveți în acea zi pe care ți-o iei să te uiți pe YouTube. Pentru că sunt într-adevăr foarte, foarte multe tutoriale despre asta pe YouTube. Și acum sunt cu unul în plus. Dar nu neapărat tutorial, ci mai mult info să vă dau din casă. Și apropo de dat din casă, soția mea, Mihaela, are un portofoliu foarte stufos de imobiliare făcute până acum. Și îl vedeți aici pe ecran, sunt foarte miștoace unele, altele sunt ordinare, pentru că spaniolii, unde stăm noi aici în Spania, ei nu decorează foarte extravagant. Ei merg foarte mult pe rustic și pe a întreține designurile mai vechi pe care deja le aveau. Nu prea merg pe reformări, cum se numește aici, pe a reface apartamentele. Ce vreau să vă spun cu chestia asta e că recent a fost contactată de o companie de imobiliare care vrea să-și refacă portofoliul la anumite case și apartamente. Deși au lucrat înainte cu un alt fotograf, nu-i mai mulțumeau fotografiile și vreau un alt design, vreau ceva fresh, vreau un pic altfel imaginile. Și a primit timp de 2 săptămâni o grămadă de muncă. O grămadă de apartamente, bineînțeles toate însumate, au dus la o sumă frumoșică. Nu primești tot timpul, dar hai să vorbim despre cum faci rost de joburile astea. Din nou, o să dau exemplu pe Mihaela, s-a dus la ele, adică pe stradă. Te duci, intri înăuntru, spui, ei, eu fac fotografii, blam, 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 aveți nevoie de un fotograf pentru a vă face interioarele. Și, bineînțeles, din 10, dacă se lipește un job, e ceva. Și pe lângă chestia asta poți să urmezi și clasicul dau e-mail-uri, bineînțeles, dar la e-mail-uri nu tot timpul este un răspuns, pe când dacă te duci acolo fizic, e altceva. Costă aproximativ 20 de euro să faci niște business card-uri, da? Și site-ul poți face foarte ușor, fie pe Squarespace, fie să ai un portofoliu undeva, deci nu e deloc scumpă treaba asta, dar să ai, bineînțeles, un mod de a prezenta imaginile pe care le-ai mai făcut. Super tare. Și acum o să mă întreb, păi care dracu imagini, Mihai? Pentru că n-am mai făcut. Doar am venit aici pe clip să vedem cum facem de prima dată. Super tare. Păi, îți trebuie, bineînțeles, un exemplu pe care să-l dai acestor companii, da? Ca să te aleagă. Și atunci, cum faci niște poze la imobiliare? Poate ai un văr care și-a refăcut apartamentul recent și are un apartament frumos. Dacă nu, se mai face și altfel, adică poți să îți iei 3 Airbnb-uri, să stai în 3 cazări diferite și să le alegi în funcție de designul interior și să le faci fotografii. Poate nu este etic, dar am auzit lume care face chestia asta, ceea ce funcționează. Așa iei practic 3 apartamente sau 3 case sau și așa mai departe. Ideea e că ai
câteva imagini pe care tu poți mai departe să le arăți acelui potențial client, da? Deci, prieteni, Airbnb de ce nu? La hotel nu prea sunt decorații atât de interesante încât să se merite toată treaba asta. Asta e un pic partea cu skepsis, știi, că trebuie să faci rost de câteva imagini și, bineînțeles, imagini făcute de tine, ceea ce după aia o să-ți servească și ca exercițiu, pentru că, evident, nu ai experiență, dar deja făcând 3 apartamente, vei avea. De ce zic 3? Din experiență am văzut că oamenii nu prea se uită la mai multe și deja de la un apartament poți obține vreo 50 de imagini, cu tot cu detalii, și atunci, na, sunt cam 150 de imagini pe care le poți obține dintre apartamente, 3 Airbnb-uri, investești un pic, dar după aia îți amortizezi investiția, evident. Deci să recapitulăm de ce avem nevoie: trepied, cameră, lentilă, vorbim despre astea în câteva secundele, fix ce vă trebuie. După care niște business cards-uri care să poți să le lași la oamenii ăștia și picioare puternice ca să iei orașul la pas, să descoperi toate firmele de imobiliare pe care le ai tu în orașul tău. Și după aia treci la alt oraș vecin și așa mai departe. Bineînțeles, unde găsești închis, trimiți un e-mail și din ele sper să se prindă. Mai sunt și alte posibilități de a găsi de muncă în toată treaba asta. Hoteluri, spre exemplu, da? Nu toate, chiar motelurile, nu toate au niște fotografii profesionale. Sau mulți și le-au făcut de mult și vor să refreshuiască imaginea, pentru că între timp au schimbat designul camerelor sau mai schimbat imobilier și așa mai departe. Bun. Așa că și ăia sunt o sursă potențială de clienți, hoteluri. După care Airbnb-uri. Majoritatea Airbnb-urilor sunt fotografiate de oameni cu telefoanele lor și pe lentila wide, care are o calitate foarte slabă, bineînțeles, nu știu oamenii de dublă expunere și din cauza asta imaginele sunt excepționale. Așa că, luând legătura cu ownerii de Airbnb-uri, puteți să le refreshuiți imaginea. De asemenea, Mihaela a mai luat în trecut astfel de joburi și de asta știu că se poate și de asta știu că nu este chiar foarte dificil. Și cum în momentul de față majoritatea companiilor au imagini pe internet, fie într-un Instagram, fie într-un Google Business, într-un Google Maps, spre exemplu, și cu majoritatea se zgârcesc la început să investească într-un fotograf, poate după aia, când te duci la un business și îi propui să le faci fotografii, ei bine, sunt potențial clienți. Așa poți să începi, de exemplu, la început cu Airbnb-urile. Poți cu mesaj și astfel tu îți faci un portofoliu, mesaj în care să spună că le faci gratuit. Și atunci, scam slabe șansele să nu te ia, știi, să nu-ți dea jobul ăsta, job gratuit, și astfel tu rămâi cu imaginile la portofoliu. Bineînțeles, transparență totală, eu le vreau pentru portofoliu, vreau să fac asta, bla bla bla, blub blub blub. Așa că așa obții joburile. Acum, ce implică fotografierea imobiliarelor ca și workflow, depinde foarte mult de la țară la țară, să zic așa. Am o parcare aici, dar e cam micuță, așa o leacă. Hai să o testăm. Și da, depinde foarte mult de la țară la țară, dar în general cam o oră ar trebui să dureze tot photoshooting-ul și se vrea fotografii în care să se redea spațiul și, bineînțeles, câteva detalii pe aici pe acolo ca să spargi plictiseala, să zic așa. Deci pentru asta trebuie să avem o lentilă foarte wide și hai acum să vedem ce echipamente trebuie. Și aici, fraților, avem și echipamentul necesar pentru fotografie de imobiliare. O cameră, în cazul ăsta un dinozaur, Nikon D750, full frame, nenecesar, un crop funcționează foarte bine și este și mai ieftin, și o lentilă, crop că tot vorbeam, 10-20. Mai avem și versiunea mai scumpicică și ideală, dar complet nenecesară, și anume un Sony A7 III cu un Viltrox 16mm 1.8. Am descoperit că 16mm este idealul, pentru că este suficient de ultra-wide încât să redai spațiu din interior, uneori chiar dacă el nu există, face camerele mai spațioase, dar nu este atât de ultra-wide încât să distorsioneze, încât tu să nu mai recuperezi dreptele. Foarte important ca imaginea să nu arate ca și cum e făcută cu GoPro, bineînțeles. Așa că dacă vă gândeați să faceți poze cu GoPro, Și evident o să ne mai trebuiască și un trepied, acum de care rămâne la latitudinea voastră, nu contează, atâta timp cât îți ține camera dreaptă și tu poți să faci o expunere lungă sau o dublă expunere, un bracketing, pentru că sunt situațiile alea în care trebuie să scoți
ce se vede, bineînțeles, prin fereastră și dacă expui pentru interior, fereastra va fi blown out, va fi foarte iluminată, dar făcând mai multe imagini, poți decupa fereastra având o expunere diferită față de interior și puteți obține rezultatele astea. Rezultatele astea sunt foarte cerute de companiile de imobiliare, așa că este un necesar, trebuie să învățate maxim. Și dudes, așa puteți valorifica cel mai rapid și simplu o cameră foto. Nu vă trebuie mult echipament, vă trebuie niște noroc, puțină meliță și bineînțeles efortul de a vă găsi joburile astea. Dacă aveți ceva nelămuriri, întrebări, puneți-le în comentarii, iar eu vă doresc baftă, succes și noi ne vedem în următorul episod. Până atunci v-am salutat, numai bine! Pa, pa!